Scumpirile la pompă continuă și în acest debut de săptămână, ceea ce înseamnă că prețul unui litru de motorină și benzină standard de pe piața produselor petroliere din Moldova va urca pentru a șaptea oară la rând în această lună, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pe 14 februarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 24 de lei și 98 de bani, cu 4 bani mai mult decât au plătit în ultimele 3 zile. La rândul său, marți, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 22 de lei și 48 de bani per litru, cu un ban mai mare față de costul din ultimele 72 de ore. În aceste condiții, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021, cu 4 lei și 96 de bani per litru, în cazul benzinei a 95 și cu 6 lei și 46 de bani per litru în cazul motorinei standard.